zi în care se scrie noua ordine mondială, e suficient să ne uităm la imaginile acestei zile, întâlnirea Biden-Netanyahu în Israel, întâlnirea Putin și Xi Jinping în China. Aflăm că ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, se va duce în Coreea de Nord. Toată această mobilizare diplomatică se întâmplă în ziua în care lumea musulmană cunoaște o tensiune fără precedent în ultimii 10 de ani, pentru că a fost declarată ziua furiei după ce a avut loc acest atac asupra spitalului din Gaza. Numărul precis al morților nu-l știm pentru moment, se vorbește din anumite surse despre 200 de morți, alții spun că sunt 500 de morți. Am avut interlocutori israelieni care susțineau că probabil numărul morților este umflat, este difuzat mai mare pentru de către cei care au comis atentatul. Joe Biden spune că la originea acestui atentat ar putea să se afle frăția Jihadul Islamic, o grupare mai puțin pregătită din punct de vedere tehnic decât Hamasul, și că ar putea să fie, să fi fost o eroare. Cert e că la această oră pe televiziune din Israel se difuzează imagini cu momentul atacului. Israelul vrea să convingă comunitatea internațională de faptul că nu s-a aflat la originea acestui atac. Întrebarea este, se va calma valul de furie musulmană chiar dacă vine Israelul cu aceste dovezi? Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră. Ni se alătură jurnalistul Nicolas Don din Franța. Bună ziua, Nicolas Don, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. A rămas alături de mine Val Vâlcu, căruia îi mulțumesc foarte mult. Sunt întâlniri Biden-Netanyahu în Israel. Am ascultat și o parte dintre, declarațiile de la început. Vom vedea la ce concluzii vor ajunge și dacă aceste concluzii vor fi comunicate, vor fi făcute publice. Nicolas Don, vorbeam încă de acum câteva zile despre așteptările, marile speranțe legate de vizita lui Joe Biden în Israel. Ar fi trebuit să arate totul diferit dacă n-ar fi fost atacul de aseară asupra spitalului din Gaza, ar fi trebuit să fie un summit, Joe Biden ar fi trebuit să meargă și în Iordania, înțeleg. Lucrurile nu se mai întâmplă așa, pentru că lumea arabă se consideră rănită, lovită, revoltată după acest atac pe care Israelul se chinuie să ne demonstreze că nu l-a comis el. Ce va rezolva până la urmă această vizită, dacă putem vorbi despre vreo rezolvare a lui Biden? Sunt mai multe paliere de răspuns la întrebarea adresată. În primul rând, referitor la racheta care a explodat la spital deasupra sau la baza spitalului, circulă din surse credibile pe net, circulă deja și este poziția oficială acum a armatei israeliene, care publică o discuție pe care au înregistrat-o între doi militanți Hamas. Da, am difuzat și noi acea conversație. În care se arată că, de fapt, Jihadul Islamic, cea a doua grupare teroristă care activează în Gaza, nu s-a priceput prea bine la lansarea rachetei și se plângea chiar colegilor de la Hamas că n-au avut niciodată probleme cu racheta aia, care de data asta a explodat în momentul în care a fost trasă. Dincolo de acest epifenomen pe care, din păcate, chiar dacă sunt morți, chiar dacă bilanțul e umflat, chiar dacă e tras de israelien obuzul respectiv sau racheta, sau e în stilul caracteristic al Hamasului o divergență și se știe foarte bine sistemul de a pune în rândul întâi populația și copiii și victimele, pentru că sunt foarte bune imaginile la televizor și că inflamează în continuare lumea arabă, e un sistem de propagandă bine cunoscut al teroriștilor de la Hamas sau de la Hezbollah în partea cealaltă, în nordul Israelului. Revenind la vizita lui Joe Biden, e foarte interesantă din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că pentru liderii americani este o afacere personală acest conflict și acest... Ce înseamnă afacere personală? Am văzut titlul ăsta în presa franceză. În primul rând, este legătura lui Joe Biden cu Golda Meir. Am mai spus, spun des în ultimul timp, nu știu dacă chiar la tine în emisiune, Joe Biden este singurul
lideri din lume care a cunoscut tot ce s-a întâmplat de la războiul și a fost în postură de responsabil politic, tot ce s-a întâmplat de la războiul de la Kippur din 73 încoace, în conflictul israelo-palestinian, și povestea foarte des întâlnirea cu Golda Meir pe care a avut-o, care era premierul israelian la ora actuală, care Golda Meir îi spunea, în momentul în care Israelul era pe cale să dispară, putea să dispară după acest război pe care l-a întors și finalmente l-a câștigat, noi avem o armă secretă în lupta împotriva arabilor. Și când Joe Biden a întrebat-o care este acea armă secretă, a răspuns zâmbind: nu avem niciun loc în care să mergem în altă parte. Asta e una la mână, deci e o afacere afectivă. Doi la mână, când Anthony Blinken, care a plecat deja în turneu în zonă, încă de săptămâna trecută a ajuns la Tel Aviv, a spus instantaneu: sunt aici și în postură de evreu, vă vorbesc ca un evreu, bunicul meu a scăpat de pogromurile din Rusia și a supraviețuit lagărilor naziste de la Auschwitz și Maidanek. Deci despre asta vorbim. Este o susținere și politică și umană, personală, pentru că există acest război, a intervenit... Nicola, te întrerup o secundă, pentru că avem o informație legată de faptul că 4 aeroporturi din Franța au fost evacuate în urmă cu foarte puțin timp. Sigur, căutăm toate aceste informații, pentru că vin în fiecare zi avalanșe de alerte dintr-o Europa care trăiește sub teroarea amenințării teroriste, că sunt aeroporturi, da, că sunt muzee, că e Palatul Versailles. Te rog. Da, ieri la Versailles, astăzi aeroportul. E o banalitate asta. Da, riscă să se banalizeze, sperăm să nu fie victime. Nu, da. E deja, victime în niciun caz. E deja o banalitate. Întâmplarea face că la Palatul Versailles, castelul de la Versailles, ieri alerta a fost foarte superficială și că nu s-a prins toată lumea. Băiatul meu studiază la o școală care este chiar în incinta castelului de la Versailles, că asta e o anecdotă personală ca să-și dea lumea seama cum merg lucrurile. Așa. Și l-am întrebat dacă e evacuat și habar n-avea despre ce e vorba. Deci nu este chiar așa de apocaliptic pe cât își închipuie lumea. Dar sunt alerte care, bineînțeles, că sunt luate în serios și care vor fi la care guvernul a anunțat că va reacționa de manieră penală, cu amenzi și chiar cu constrângeri față de cei care le dau pentru a se juca sau pentru a stârni panică. Aeroporturile din Toulouse, Nisa, Lille, Lyon evacuate, acestea sunt informațiile pe care le avem. Adică lucrurile pot avea consecințe grave dacă nu se iau toate măsurile ca la carte, pentru că, sigur, putem spune e ziua asta, s-a proclamat ziua furiei, au mai fost și alte... Asta, ziua furiei asta, deci în predicile musulmane, eu sunt odată pe săptămână asta, ziua furiei, ziua disperării, ziua neagră, deci asta e o metodă recurentă de propagandă a teroriștilor islamici. Problema este alta, este că toate acestea, este o psihoză despre care vorbeam în Franța, care începe să se instaleze, nu în sensul în care toată lumea nu se simte în siguranță, dar în care economia e perturbată, politica e perturbată națională, pentru că nu există unanimitate în Franța pe această temă. Niciun lider, în afară de unul singur, care e foarte cunoscut pentru asta și e numit imamul evreu, niciunul dintre liderii comunității musulmane din Franța nu a condamnat atacurile teroriste ale Hamasului din 7 octombrie. Niciunul. Și vorbim de o comunitate de 5 milioane și jumătate de oameni aici. Da. Deci nu există unanimitate în Franța și există, e un sentiment de război existențial acum, și foarte mulți analiști aduc în prim plan ideea că este un război nu pentru pământ, ceea ce e foarte adevărat, ci de pur și simplu între barbarie și civilizație. Între o societate democratică pe model occidental, care este Israelul, cu tarele ei și cu greșelii ei, bineînțeles că nu este nimic perfect, dar care este o singura societate democratică din zonă, din regiune, și un terorism și o barbarie religioasă, pentru că vorbim de religie aici, încă o dată, că religia e pusă în prim plan de partea Hamasului și a Hezbollahului pe partea cealaltă,
care vrea pur și simplu distrugerea numai Israelului, pentru că majoritatea liderilor nici măcar nu pronunță, evită să pronunțe numele Israelului, ci a evreilor, pur și simplu. Deci vorbim de un antisemitism care este asumat și adeverit însăși prin luptă. Da? A acționa, era foarte interesant conversația pe care a avut-o revenind la Franța, asasinul care a făcut-o numele statului islamic de origine ingușă, deci în orice ocazian, cetățean rus care a omorât în Franța săptămâna trecută un profesor de franceză și care conversându-se cu prin telefon cu un alt coreligionar islamic din pușcărie, acela explica fundamental că pentru ei, pentru cei care cred în acest islam biruitor care trebuie să existe pe toată suprafața Pământului, a acționa înseamnă a omorî. Revenim Deci cu un rezumat această terifiant, dar asta este. Revenim cu această informație pentru că este oficială. Aeroporturile din Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Beauvais, de asemenea, deci Beauvais este celălalt aeroport Înseamnă că românii, de la Paris. care folosesc mult acest Absolut. Românii aterizează mai mult la Beauvais decât pe Roissy da. Charles de Gaulle. S-ar putea să fie, vor fi sigur deja perturbate în cursele. Deci Dar nu, e foarte sunt greu. șase aeroporturi, e și cel din Nantes, repet, Lille, Lyon, Toulouse, Nice, Beauvais, Nantes, evacuate în urma unor alerte cu bombă și da, s-au banalizat, ăsta e adevărul, s-au banalizat Da, aceste și alerte. asta înseamnă și o organizare, pentru că n-am mai auzit niciodată patru sau șase Da, aeroporte deodată. Deci exact. înseamnă că este o acțiune concertată. Cu Da, siguranță. te rog, Val, voi Dați să intervii. imaginile cu Putin și Xi Jinping să vă atrag atenția asupra unui gest semnificativ. Se așează, da, puteți să le precizați? Da, sigur, le difuzăm, încercăm să aflăm mai multe Se despre așează motivele acestor la. alerte cu bombă în Bun, Franța, dar da. motivele sunt acest Adică război face parte din aceeași informațional. poveste, amenințarea Da, zilei de astăzi. uitați-vă înainte, Așa, deci da. dați puțin înainte. Deci când intră în sală, Da. se așează greșit. Are Putin valiza nucleară în mână, că în Nu, alte are imagini. o valiză de protecție. Deci se Da. așează greșit. Probabil că președintele Xi știe unde trebuie să stea în dreptul steagurilor și îl trage efectiv, îl înșfacă, arată clar cine pe cine patronează. Deci Rusia a devenit în momentul de față o putere subordonată care depinde de China. Împreună și triunghiul cu Iranul, cum spunea domnul Lăzescu, sunt așa numai o axă a răului acum, ci iată un triunghi, cine știe ce alte forme geometrice, dar în esență se confruntă democrația cu dictatura. Dacă în timpul războiului rece erau da, nu-și băteau capul conducătorii URSS-ului, ai celorlalte state totalitare cu nu era internet, nu. Ei, iată, Putin are alegeri, trebuie să mai apese și el niște Da, e pârghii. foarte greu pentru jurnaliști, Nicola Don, să acopere tot ceea ce se întâmplă în aceste zile. Sigur, este extrem de frustrant că nu putem avea mai multe informații, că suntem până la urmă și jurnaliștii, ca și forțele de ordine, polițiștii care primesc aceste alerte cu bombă, toată lumea trebuie să le ia în serios și să le comunice într-un mod cât se poate de serios, Exact. pentru că acolo ne putem afla noi, pot fi prieteni, pot fi părinți, vorbim despre Europa. O Europa pe care România Tot Occidentul, o... dincolo de Europa, e vorba de tot Sigur Occidentul că și de da. faimosul Sud global, care nu sunt deloc, dar absolut deloc, pe aceeași lungime de undă. Reamintesc numai dificultățile pe care le-au avut Sunt acum occidentalii în a imagini cu organiza. evacuarea de pe Toulouse, În a de pe aeroportul din organiza, Toulouse. în a organiza un front unit și un răspuns unit contra crimelor de război ale Rusiei în Ucraina, cu Sudul global, care nu există, că nu și nici măcar global nu e, este o geopolitică fracționată total, și cu chiar și cu America de Sud, și cu India, cu China, bineînțeles, și așa mai departe. Ce înseamnă Deci, pentru forțele de ordine franceze, care, iată, sunt luate cu asalt în ultimul timp, mai ales după ce s-a comis atentatul acela de vinerea trecută din școala de la Arras? Ce înseamnă toate aceste alerte, toate aceste atacuri antisemite?
Înseamnă o foarte mare, un foarte mare efort de muncă. Ele erau deja, sunt subechipate, să plâng polițiștii, nu sunt destul de suficiente forțele de ordine pentru a lupta contra pericolilor. În Franța s-a pus problema în mod foarte acut astă vară, când au fost răzmelițele pe care le știm, care au durat câteva zile bune la sfârșit de iunie și la început de iulie. Există în plus, după asasinatul lui Dominique Bernard, profesorul de la Arras, alerta maximă pentru antiterorism, când se cheamă în Franța Operation Sentinel, ceea ce înseamnă că au ieșit pe străzi, dincolo de polițiști, 7.000 de militari, care patrulează pentru a liniști populația, în special nu opresc oamenii să identifice, să le ceară, să justifice, să caute potențial teroriștii, pentru că în nicio țară din lume civilizată armata nu face ordine polițienească. Da, imaginați-vă că tot traficul aerian francez riscă să fie, de fapt ar putea să fie în mod clar perturbat dacă au fost evacuate șase. E clar perturbat. Patru aeroporturi sunt orașe importante. Sunt șase, orașe importante și e clar că toată ziua de azi se soldează cu niște pierderi economice foarte mari. Economice, la fiecare nivel, la nivel de întreprindere, la nivel personal, al oamenilor care nu pot pleca, nu se pot întoarce. Și reținem ceea ce ai spus, este o premieră în Franța ca atacuri cu bombă să fie semnalate simultan pe șase aeroporturi, dintre care unul din Ceea ce înseamnă că este o operațiune prevăzută din timp și executată ca atare și cu succes. Da. Pentru că iată că merge. Da, Valvârcu, oare cum sunt transmise aceste modalități de operare? Se vorbește despre lupi singuratici, ăla de la Bruxelles era lup singuratic, ăsta care a atacat în Franța, sigur a căutat o simbolistică, o școală, la 3 ani după un alt atentat de același fel. Ce fac? Și căuta un profesor de istorie ca prima victimă. Exact. Ce fac ei acum? Primesc pe telefon, atenție, mobilizați-vă, duceți-vă, primesc bani, sunt alimentați. În epoca acestor comunicații ubique, platformă, pe online, internet, TikTok, dacă etc., BBC transmitea luptătorilor din rezistența franceză mesaje codate la radio și ăla trebuia să aibă un radio, să ascundă în pod sau nu știu, pe undeva să poată capta Radio Londra, acum pe internet, pe pagini, pe rețele, pe telefoane mobile, pe unde vreți. Dar tocmai ce m-a dezamăgit pe mine, sau chiar m-a speriat, este reacția mass media și a unor politicieni. Deci nouă ne spun, domne, verificați din 3 surse, nu faceți, atenție să nu fie fake news, amendă la Twitter, amendă. Uniunea Europeană acum caută cu giganții ăștia să-i pună să-i facă să-i dragă. Și aseară toți, fără să a sărit, efectiv, au sărit din baie și au pus etichetă, iată un atac, fără să al Israelului, de la premierul Canadei, care iarăși își rezolvă și stinge umorile lui politice cu Netanyahu, un probaie de asta de sânge, se bagă și el în problemă, Jean Michel și cu Josep Borrell, un eșec al Uniunii Europene, și atunci dacă frontul este între democrație și dictatură, vin acești oameni din vârful establishmentul țărilor democratice și cum spuneați, influențează opinia publică, dar fără filtre, la moară, fără niciun fel de gatekeeper, cum se zice. La fel, presa mare care... Nicola, aș fi vrut să știu și opinia ta despre toată această pasare a răspunderii, armata israeliană, care aseară spunea, nu suntem noi, Hamasul și cei din lumea musulmană care spuneau, n-am fost noi, nu noi am atacat spitalul din fâșia Gaza. Astăzi Israelul încearcă să vină cu dovezi, a apărut și înregistrarea despre care vorbeai puțin mai devreme, dar nici acest scenariu nu e unul nou. În trecut, în istorie, chiar în conflictul israeliano-palestinian, aceeași partitură, spitale atacate pentru a suscita furia, consternarea opiniei publice și apoi pasarea răspunderii cu efecte, cu efecte pozitive. Dar haideți să mergem puțin mai departe în trecut și nu neapărat la conflictul israelo-palestinian, și aduceți-vă aminte de 11 septembrie 2001, când lumea întreagă a fost absolut terorizată și
prăbușirea celor două tunuri în direct la televizor a dat un sprijin americanilor fantastic pe care l-au avut niciodată, nu l-au avut niciodată. Și treptat, și din cauza diplomației americane care a jucat foarte prost, războiul din Afganistan, nedus până la capăt, războiul din Irak, nedus până la capăt și așa mai departe, s-a transformat nu numai într-un jihad anti-occidental în Irak, în Afganistan și în Pakistan, de pildă, sau în toată lumea islamică, de fapt pe fundal, ci și într-o teorie a complotului și așa mai departe. Acum este o dezbatere foarte interesantă în sânul societății israeliene asupra posibilității de a arăta sau nu ceea ce au însemnat într-adevăr masacrele de pe 7 octombrie, în special în cele două kibuțuri, la Kfar Aza și la Beri, unde sunt imagini care circulă pe internet în mediile... Da, groaznice, orori, teribile, da. Pe care, dacă le vezi, chiar dacă ai o experiență de război sau de alte chestii, te cutremuri. Da? Deci o parte a societății israeliene spune, trebuie să arătăm cine sunt acești, nici poți să le spui oameni, mă rog, nu facem asta. Deci ce s-a întâmplat, deci sunt ce au făcut într-adevăr, dincolo de vorbe, de decapitare, de violuri, de femei în fața familiei, de ars copii în fața părinților și așa mai departe, trebuie văzute, pentru că altfel nu să ne creadă nimeni. Și alții care spun, nu trebuie din respectul morților, nu suntem ca ei să ne punem victimele înainte. Adevărul este că este însă de neimaginat ce se întâmplă. A fost o delegație a deputaților francezi în Israel, au stat câteva zile, s-au întors ieri și care povesteau, sunt oameni pe care îi cunosc acolo, care au fost... În Israel și care povestesc altfel, cu care am fost și eu în Ucraina și știm și deci și care povestesc niște chestii absolut înfiorătoare, circulă pe internet. Deci israelienii nu pot identifica corpurile încă la ora actuală, vorbim de 1400 de victime la ora actuală, dintre care și 300 de soldați, nu numai civili, pentru că au fost arși sau mutilați după moarte, am văzut și eu imagini unde cadavre arse sunt decapitate cu sapă. Decapitate. Medicul... Sapa. Cu sapa, da. Oameni care s-au filmat și care au difuzat aceste imagini. Medicul Herman Bergovis ne spunea că a fost la funeraliile unui tânăr decapitat acum două zile. Spune asta la începutul emisiunii. Deci decapitala a devenit sinistru. Te-a spus, deci e o acțiune, e un mod de acționa banal. Da. 1500 de victime au fost la cutremur în România, o țară de două ori mai mare, cu o populație de două, trei ori mai numeroasă la momentul acela, 23 de milioane. Gândiți-vă și am evocat momentele Revoluției, când eram terorizat, speriați că se trăgea undeva la nu știu câți kilometri copuși. Gândiți-vă la starea de spirit de acolo. Ei stau sub bombe în fiecare zi sub racheta. Sunt explozii și acum, explozii noi și în Gaza. Și nu uitați un lucru foarte concret, sudul țării este izolat și golit de populație, sudul Israelului, despre asta vorbim. Da? Sunt explozii toată noi în Gaza. Toată populația de chibuțuri și din orășele este evacuată spre nord. De, în timpul întâlnirii, negocierilor dintre Biden și Netanyahu au loc explozii. Se aud rachete acum când vorbim, tot acum când vorbim, vă spuneam, 6 aeroporturi din Franța evacuate pentru alertă cu bombă. Amenințări fără precedent, surprinde numărul mare al aeroporturilor care perturbă total traficul aerian în Franța, dincolo de toate inconvenientele pe care le au cei care ar fi urmat să călătorească, pierderi economice, Lille, Lyon, Toulouse, Nantes, Beauvais, aeroportul Beauvais din Paris, aeroportul din Nisa, evacuate. Și nu sunt singurele incidente, alertă teroristă la o sinagogă din Berlin, școli evacuate în Roma. Asta e atmosfera astăzi în Europa. Ne întoarcem după o scurtă pauză. În timp ce Biden și Netanyahu discută în acest moment, au loc atacuri cu rachete în fâșia Gaza, tocmai pentru a atrage atenția, pentru a puncta momentul. Hamasul nu putea să rateze prezența vizitei președintelui Statelor Unite în Israel. Importantă este amploarea acestor atacuri. Vor doar să arate că sunt acolo sau vor merge mai departe? Riscurile de securitate sunt însă
destul de mari pentru președintele american. Vă amintește ce se întâmplă în Europa? În Europa, în Franța mai precis, sunt 6 aeroporturi evacuate. 6 aeroporturi franceze, Lille, Toulouse, Nantes, aeroportul Beauvais din Paris, aeroportul din Nisa au fost evacuate după alerte cu bombă. O sinagogă din Berlin atacată cu bombe incendiare în această dimineață, o școală din Roma evacuată. Adică teroarea pe care acești teroriști, că altfel nu-i putem numi, o seamănă în Europa, nu se oprește astăzi, dimpotrivă, sentimentul este acela că se intensifică. Îi mulțumesc foarte mult domnului Dorin Popescu, analistul politic Dorin Popescu, ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult! Bună ziua, eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitația. Domnule Popescu, dacă ar fi să analizăm ce se întâmplă în momentul acesta în Gaza, acolo unde sunt atacuri, chiar în timpul discuțiilor dintre Netanyahu și Joe Biden, există un risc de escaladare a violențelor sau sunt doar, după cum spuneam, semnale ale Hamasului, suntem aici și nu ne predăm? În ceea ce privește strict pe președintele american, riscurile de securitate aș aprecia că sunt zero sau apropiate de zero. În ceea ce privește riscurile de escaladare a situației din Orientul Mijlociu, acestea sunt mari. Acestea sunt mari pentru că evenimentul de ieri, catastrofa de ieri, atacul asupra spitalului sau incidentul, nu știm încă ce a fost ieri accident, cu responsabilitate confuză sau incident, acesta a mărit foarte mult apetitul pentru radicalizare al unor actori non-statali, organizațiile radicale, teroriste, militante, islamice din zonă și chiar al unor actori statali. Riscul de degradare a situației este foarte mare. Washington are nevoie din nou inițiativă diplomatică credibilă, coezivă, coerentă, astfel încât să adune din nou la masa de negocieri și de discuții cei mai importanți actori relevanți de acolo, inclusiv actori palestinieni, de bună seamă, președintele Autorității pentru Eliberarea Palestinei este actorul palestinian cel mai legitim pentru a participa la astfel de negocieri. Deci riscurile sunt relativ mari și cresc, dar am încredere că Washingtonul va găsi noi soluții politico-diplomatice pentru a tempera apetitul spre radicalizare al unor actori statali și non-statali din regiune. Și care ar putea să fie acele căi? Washingtonul deja de câteva zile spune că ar fi o greșeală invadarea fâșiei Gaza, invadarea militară de către Israel. Cum ar putea Joe Biden să detensioneze lucrurile acolo? Am înțeles. Clarificarea când prima cale. Clarificarea sau prima etapă. Clarificarea când la urgența circunstanțelor care au produs accidentul sau incidentul de ieri. Israelul nu avea nici cel mai mărunt interes să participe la degradarea situației de securitate atacând în mod deliberat un spital. Este foarte clar că acolo a fost și un incident și o provocare organizată în mod deliberat de către cei care doresc escaladări și destabilizări în continuare. Israelul nu dorește acest gen de escaladări și nici nu cred că ar fi capabil de deficiențe tehnice capabile să producă un incident. Deci cred că responsabil este în altă parte. Numai că Israelul trebuie să participe în mod activ la colectarea cât mai urgentă de dovezi credibile care să îl deresponsabilizeze în fața actorilor statali din lumea arabă. Aceasta este prima chestiune. A doua chestiune. Președintele american să-l convingă pe premierul israelian, factorul de decizie israelian, că este nevoie de un format extrem de creativ, un format punctual de intervenție care să contribuie la atingerea obiectivului Israelului, cel de eliminare a amenințării reprezentate de aripa militară a mișcării Hamas, dar în egală măsură să nu tulbure, să nu atingă, să nu lezeze liniile roșii stabilite de diferiți actori statali din lumea arabă, din regiune și 3, reluarea inițiativei politico-diplomatice a Washingtonului de aducere la aceeași masă de dialog și negocieri a partenerilor din regiune implicați, astfel încât împreună să găsească soluția optică, o soluție care să nu ludeze însă obligativitatea Israelului de a elimina amenințarea militară directă reprezentată de mișcarea de arpa militară a mișcării radicale, militante și teroriste Hamas.
Da, sunt manifestații în toată lumea arabă acum. Sunt oameni convinși că Israelul este cel care a atacat spitalul din Gaza, oameni care cred, cum se spune, narativul Hamasului. Este și această situație, nu știu, inconfortabilă, să o numesc, a președintelui autorității palestiniene, Mahmoud Abbas, care spunea că e gata să se întâlnească astăzi cu Joe Biden, dar în cele din urmă a refuzat să se mai întâlnească cu președintele Statelor Unite. Credeți că dacă Joe Biden prezintă împreună cu israelienii, cu liderii israelieni, dovezi care ar putea să fie considerate serioase, solide, se va schimba atitudinea lui Mahmoud Abbas, de exemplu? Nu, nu. Dar este o nevoie urgentă ca aceste dovezi să fie totuși prezentate. Ele vor atenua și vor tempera o parte din poziționările unora din actorii statali din lumea arabă, din regiune. Este nevoie totuși de aceste dovezi concertate astfel încât ce poate să fie liniștit și temperat cu argumente și dovezi și prove irefutabile să se producă. Va rămâne de bună seamă un efort semnificativ de atitudine și de poziționare care va avea la bază în lumea arabă speculația, supoziția potrivit cărora în pofida acumulării de dovezi în spațiu public Israelul ar fi totul responsabil. Și ceea ce nu poate fi eliminat din aceste poziționări trebuie regla și rezolva prin noi angajamente și noi inițiative politico-diplomatice. În ceea ce privește Europa și situația din Europa, din păcate, indiferent de ceea ce va întâmpla în perioada următoare, este clar că ne așteaptă o perioadă relativ lungă de recrudescență a activităților și acțiunilor și atentatelor de natură extremistă, radical islamic, etc. Indiferent. Ceea ce este extrem de important este să temperăm acest nivel de recrudescență, să aplicăm măsuri adecvate, să producem în continuare conduite publice echilibrate, responsabile, astfel încât să eliminăm riscul ca aceste escaladări să devină cu totul și cu totul de necontrolat. Mulțumesc. Deci evaluarea mea este că escaladările vor crește inclusiv în Europa, numai că avem nevoie de mijloace echilibrate și limitative care să reducă impactul acestor escaladări. Tensiunea este foarte mare, sunt proteste în lumea arabă astăzi. Domnul președinte american, domnul Joe Biden, se întâlnește cu cabinetul de război al lui Netanyahu. Există posibilitatea ca Joe Biden să-și prelungească cu câteva ore vizita în Israel. Ieri aveam un program foarte strict, un interval orar precis în care Joe Biden ar fi urmat să se afle în Israel. Astăzi e posibil ca acest interval să se extindă. Urmărim tot ceea ce se întâmplă în lume. Vă reamintesc, 6 aeroporturi din Franța evacuate în urma unor alerte cu bombă. Printre cei care ar fi trebuit probabil să ia avionul se numără și români. Un aeroport din Paris, aeroportul Beauvais, a fost evacuat. De asemenea, cel din Nisa, Nantes, Toulouse, Lyon, Lille. Revenim cu mai multe informații pe măsură ce le vom avea. Se înmulțesc protestele în lumea arabă astăzi după ce spitalul din Gaza a fost atacat. Putin se află în China, acolo unde face declarații, spune că bombardarea spitalului din Fâșia Gaza este un dezastru și acest conflict trebuie rezolvat și încheiat. Am susținut întotdeauna înființarea unui stat palestinian suveran cu Ierusalimul de Est ca și capitală. Aceasta este o poziție care nu are nimic de a face cu criza actuală, spune Vladimir Putin. Analizăm jocurile de putere, pentru că este clar, în ziua aceasta, ordinea mondială cunoaște o reașezare. Revenim de la ora 14.